Bustul din bronz reprezentându-l pe poetul Grigore Alexandrescu a fost recuperat de către polițiștii târgoșteni după ce oamenii legii l-au găsit la un centru de recuperare a materialelor feroase și neferoase din oraș. Iar polițiștii cercetează împrejurările în care bustul a fost furat și acesta a ajuns la Societatea de Valorificare a Fierului Vechi. Oamenii legii spun că dispariția bustului a fost sesizată joi 3 ianuarie, dar infracțiunea a fost comisă în perioada 1-3 ianuarie. Din primele evaluări, bustul în greutate de aproximativ 80 de kg a fost tăiat în două, iar capul poetului a fost parțial deformat prin lovituri aplicate de către infractor, urmând ca specialiștii să stabilească în ce condiții acesta urmează să fie refăcut și dacă mai poate fi reașezat pe postament. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița au recuperat bustul din bronz, reprezentând pe poetul Grigore Alexandrescu, a cărei dispariție a fost sesizată în data de 3 ianuarie anul curent. Făptașii. Polițiștii efectuează verificări pentru probarea activității infracționale a persoanelor suspectate de comiterea infracțiunii de furt calificat. Ne puteți da mai multe detalii, câte persoane au fost, dacă i-ați prins, dacă... Așa cum am precizat anterior, polițiștii continuă verificările în vederea stabilirii activității infracționale. Unde ați găsit bustul? Unde ați găsit subiectul? Bustul din bronz a fost recuperat de la o societate comercială de pe raza municipiului Târgoviște.